Proiectul supravegherii de vecinătate a fost lansat și în raionul Rezina. În localitățile raionului au fost inaugurate 36 de sectoare de supraveghere de vecinătate. Scopul proiectului este crearea unei comunități mai sigure prin combaterea și prevenirea infracțiunilor. La evenimentul de lansare au fost prezenți angajați ai Direcției Generale Securitate Publică, a Inspectoratului General de Poliție, Inspectoratului de Poliție Rezina, reprezentanți ai administrației publice locale, primari din localitățile raionului, lideri și membri de sectoare. S-a trecut acel lucru explicativ de convingere și s-a decis formarea acestor sectoare de supraveghere de vecinătate în 36 de sectoare, în 34 de localități. Astăzi ne-am dorit să semnăm acordurile date și oficial să inaugurăm sectoare în localitățile noastre. De ce suntem aici? Că imediat după evenimentul dat să ne deplasăm în localitățile noastre, în acele sectoare selectate în localități și să deschidem aceste sectoare care sperăm noi vor fi periculos, în primul rând, societății, în primul rând, cetățenilor și va fi un suport suplimentar în menținerea ordinii publice și securității în localitățile noastre. Suntem deschiși pentru asemenea proiecte și în raionul Rezina și sunt sigură că și prin intermediul acestui proiect această conlucrare se va îmbunătăți, ceea ce și dă dovadă astăzi prin prezența în sală a diferitor categorii de persoane, ceea ce urmează să colaboreze în continuare. Potrivit șefului Direcției Securitate Publică a Inspectoratului General de Poliție, Marin Maxian, astfel de proiecte contribuie la promovarea unui parteneriat mai strâns dintre poliție și cetățeni, permit cunoașterea mai detaliată a problemelor cu care se confruntă comunitatea și, nu în ultimul rând, la soluționarea acestora. Această cooperare între poliție, autorități ușurătate și comunitate face parte și din modernizarea poliției la început de care suntem acum prin strategie de reformare a poliției, anume implementând principiul activității polițienești comunitare. Fapt care ne dorim să asigurăm apropiere de societate, de comunitate cât mai mult, cât mai mare, să cunoaștem în josip problemele care se confruntă comunitatea, iar indicatorii spre care să ne orientăm eforturile se reiasă din necesitățile care le invocă și în care le consideră membrii comunității că îi preocupă, iar reacția poliției să fie pe potrivă acestora, iar răspunsurile să fie soluțiile acestor probleme. De la lansarea acestui proiect și până în prezent, pe teritoriul țării au fost implementate și funcționează peste 190 de sectoare în 85 de localități din țară.